ăștia benzi desenate de la XX Chris. Sacalor, ce faceți? Dacă mă vedeți că stau leacă mai nemișcat clipul ăsta, să știți că trebuie să am grijă, pentru că uitați-vă leacă cum filmez. Da, este o idee full balcanică, avem o lingură de lemn, un borcan de proteine, ceva să contrabalanceze. Păi cum adică să am trepied și sculii profesionali pentru filmat? Nu? Dar ce-s eu, YouTuber? Nu? Tăiați! Între nu clipul ăla, că să vă spun că astăzi este ziua mea, fac 23 de ani și vreau să vă mulțumesc în avans pentru toate urările. De o săptămână îmi scrie, știi cum ar fi, urmează ziua mea, că dacă postez ceva, ăsta e clipul de ziua mea, îmi pare rău că nu e ceva mai special. Dar avans vă mulțumesc că sunteți grijulia așa și că vă pasă și că știți, bă, știți. Cel mai mare cadou al meu este că pot să pun un zâmbet pe fața voastră. Ăsta este cadou pe care mi-l doresc să fac lumea să simtă bine și gata, vă las cu clipul. V-am pupat! Cine a mai făcut asta vreodată? Azi o să completăm jurnalul meu după 10-15 ani, nici măcar nu știu cât a trecut. Ăsta e la vechiul pe care l-am completat cu, l-am citit cu voi în clip, știi? Și acum am luat unul nou. Bun, ca să-l completăm cu gândurile de acum și după comparăm. Facem un unboxing, bineînțeles cu furculița, da? Pentru că nu suntem profesioniști, nu ne plac astea, nu? Ne place să improvizăm. Ia, ia, atenție, ASMR, ia. Deci cu trecerea lor, fii atent până și s-o diferențiat, s-o subțiat, bă! Dar de ce una e așa și una e așa, frate? Asta era mai... Mam, mirosul autentic. Bine, hai să completăm. Let's go. Hai să vedem, am un creion pe aici. Jurnalul meu, poza ta. Aici nu avem poză. Oricum, dacă pun poză cu mine, chiar iau ce poză aveam aici. Fiți atenți. Trească familia, uite ce păr aveam acolo și uite ce păr aveam acum. Ca idee. Cred că o să completez cu pixul, ca să se vadă și pe cameră. Dacă ai rămâne pe insulă pustiei pentru tot restul vieții, ce ai vrea să ai cu tine? Atenții la ce mă gândesc acum. Primul răspuns cred că este evident. De Andrada, regina mea adevărată. Păi cum, să nu vezi? Ce, credeți că o să zic jocuri pe calculator? Nu. Al doilea joc cred că ar fi Smite. Deci este jocul meu preferat de atâta timp. Și al treilea joc, Minecraft. Bineînțeles că rămâne Minecraft. Deci astea, oricum eu cam în jocurile astea mă joc. Gen, nu m-am mai jucat de foarte mult timp. Dar asta aș vrea, bă. Cântece. Eu sunt mereu pe primul loc de la Țanca Uragan. Da, bă, dar stau pe insulă, normal, nu trebuie să mă ascult ceva, să mă înveselească, o leacă, nu? Al doilea, Tonero, de la Mihai Trestariu. Și al treilea, amenințarea maimuței promo. Foarte întortocheat, foarte ciudat stilul muzical. Următorul e cărți, nu știu, la cărți o să las linii, pentru că mă jur că nu, eu în afară de dezvoltare personală n-am mai citit cărți. Și pe alea le-am citit greu. Cred că aș zice Biblia, ești prost, nu, o să spun doar Biblia, ești prost, Biblia. Atât. Na, în rest, celelalte, nu știu, că cu tot respectul n-am mai citit. Sunt prost rău, mi-au căzut părul, prost. Filme? Jason Statham, direct. Cum nu știți, nu știți cumva furia unui om periculos, cel mai bun film. Am zis de 4 ori, gen unul după altul. Gen la diferențe, 2 zile distanță m-am uitat la filmul ăsta. M-aș uita la filmul ăsta, vere oricând, oriunde. The Hangover, seria, cred că toate filmele alea trebuie, nu știu, alea gen pentru amuzament e special. Nu, e în special pentru amuzament, asta și alege. Ultimul ar fi Oppenheimer, știu că este foarte de curând filmul, dar l-am așteptat un an, este un film genial, m-aș uita, băi, este perfect făcut, băi, perfect. Care este animalul tău preferat? Ma, unu vere, unu, nu știu frate, gen mi-e foarte, bă, dar mi-e greu rău de tot. Am multe, băi, deci vreau și o bufniță, vreau o agvilă, vreau o iguana, ce tare sunt iguanile, nu știu, mi-aș dori maxim o iguană. Aole, dar îmi plac și câine și pisicile îmi plac, what the fuck, e, și să-mi trag, bizon, aș vrea un bizon, ce tare sunt bizonii. Nu știu ce să pun aici, animalul meu preferat, mamă, să merg la aia cu câinile. Să merg la... Hai că merg la aia cu câinele. Câine. Slash acvilă. Ok. Slash bufniță. Știți bancul cu bufnița? Lăsați un comentariu dacă ați avut și voi cartea asta. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Benzi desenate. Aia, aia, mamă. Tată, uite-te la pisica noastră. Pare speriată. Nu-i speriată? E înghețată bucnă. Ți-a spus de 1 milion de ori să nu mai lași peste noapte. Aia, aia, mamă. Frate, unde-i ursul? În cămară. Ia-l de... Aia, aia, mamă. Următoarea parte. A, aici trebuie să fac eu propriile mele benzi desenate. Da, cred că nu o să desenez acum, poate la final dacă mai rămâne timp. Ce ai în minte? Ia să vedem. Jocuri, video, fete, muzică, așa, bun, trebuie să creez acum. Deci hai să vedem ce am în minte acum. Trebuie să am mare grijă cum îmi împart creierul și să mă gândesc la ce mă gândesc cel mai mult. Să mă mut în pădure, ocupă o foarte mare parte din creierul meu. Da, că nu mai suport această societate. O foarte mare parte din creierul meu o ocupă sportul.
Adică gen să fac sport, mă gândesc foarte mult la chestia asta, știi? Sport gen, uite, o să spun sport gen life, life să tile sau cum se scrie, lifestyle, sport, așa, știi? Aici o să vină facturile, că nu, facturi sunt peste tot, gen trebuie să, n-ai cum, gen asta. Mai trăiți alea până la 20 de ani și după vedeți cum e. Trească familia mea, dacă nu, aici o să scriu mare, așa, uite, așa, mâncare. E adevărat, mâncare rău de tot, îmi place rău mâncarea. Și acum cred că trebuie să, astea cred că cele mai mari chestii la care mă gândesc, așa. Bă, mă gândesc mult și la somn, da, uite că scrie și aici în stânga somn, dar bă, chiar mă gândesc, pe bun, eu trebuie să mă odihnesc, că sunt obosit psihic, știi cum ar veni. Deci somn, după care mă mai gândesc un pic la să am păr, după care plecat, nu știu frate, chiar vreau să plec undeva, gen într-o țară de asta așa, departe, gen cum e Bali, frate, gen pe bun, chiar vreau să merg într-o țară de asta așa. Să stau acolo vreo lună, știi? Și gen, da, mă gândesc și la asta. Și bineînțeles, cea mai mare parte este Gagica, se află aici în creierul meu. Cam la asta mă gândesc acum. Scurul la ce mă gândeam atunci, la 10 ani. Cum vei fi în viitor? Asta, trăiască familia mea, cred că am dat greș atunci, dau greș acum. Răspunde la aceste întrebări și verifică mai târziu dacă ai avut dreptate. Când o să am 30 de ani, mamă, o să locuiesc la o distanță de, mamă, de casa părinților. Trăiască familia mea, nu știu, vreau în pădure, nu știu la cât o să fie. Nici nu știu cât o să zic, 50 de kilometri, 100, 150, nici nu știu unde găsesc pădurea aia. O să pun semnul întrebării. Nu știu unde găsesc pădurea. Am scris 50 din greșeală. O să fiu căsătorit, bineînțeles că o să fiu căsătorit. O să am 5 copii și o să am o agvilă pe nume Bandita. Gen pe bune, vreau o agvilă pe nume Bandita. O să lucrez ca... La 30 de ani, cât am acum, 22 în 8 ani, oare o să mai fiu de ăsta care se ocupă cu... Nu știu, cu youtuberii mulți spus, că eu filmez pe lingură de lemn, da? Cu care făceam mă, mama ce orbă. Video clipper pe internet, video clipper pe internet o să fiu și o să câștig... Trăiască familia mea, cât o să potem să câștig atunci averi. Nu știu dacă la 30 de ani o să mă mai intereseze așa mult banii. Cred că atunci o să mă intereseze familia să fim fericiți, nu? O să pun 5.000 pe lună, că cu 5 copii îți cam trebuie alea. Îți cam trebuie alea câte bani pentru 5 copii. 2 câini, 2 pisici, o agvilă, o iguana și o buvniță. Îți cam trebuie alea, că... și o casă, da. O să locuiesc într-o casă pe o pădure. O să am o înălțime de... Păi dacă am acum 1.75 la 30 de ani, o să am 1.72, cred că o să am pe atunci, nu? Păi mai scad 3 cm, ești prost, cum să nu? O să am aproximativ aceeași tunsoare. Este foarte adevărat. Eu pe asta mă așteptam să am pe la 40, dar mă, că deja o am la 20. Prietenul meu cel mai bun va fi același, cred că este adevărat. Avem o prietenie de 20 de ani și încă rămâne în picioare. O să fiu într-o formă excelentă, adevărat. Îmi doresc să fac sport în curte în fiecare zi. O să ascult aceeași muzică pe care o ascult acum. Bă, da. Da, cred că muzica este nemuritoare. Voi fi vizitat țări străine până la 30 de ani, adică... Bă, încă vreo 12. Aș vrea 12 țări străine, așa, știi? Schițează planul casei de vis. Ia, viitoarea mea casă. Oho, oho, stai o leacă să ne gândim. Deci asta este parcela, da, cum ar veni. Adică asta e tot pământul, cum ar veni, știți? Cu tot cu curte. Și o să încerc eu să fac... Ia să vedem. Cred că pe aici o să fie cum ar veni casa. Nu, ceva în genul ăsta, așa o să pun casă. Aici, ăsta, cred că aici o să fie garaj, nu? Cum să scriu? G-A-R-A-J. Am scris așa pe lateral, cred că o să fie garajul. Și de pe aici, cumva, cred că o să-mi fac o intrare, nu? Cred că cu mașina, știi? Să mă duc așa în garaj, ceva în genul. Aici o să mai fac o ieșire și aici aș vrea să fie copaci. Gen, aș vrea copaci. Mă rog, toată casa o să fie plin de copaci, dar aici aș vrea, nu știu, să mă duc eu undeva la pădure, știi ce zic? Aici cred că o să-mi fac mica fermă. Ce înseamnă mica fermă? Nu știu, să-mi pun eu un solar, așa, știi? Să-mi pun eu castraveții mei, roșiile mele, ceapa mea, știi cum ar veni? Oare să am și niște găini pentru ouă? Nu, că e mai greu să ai și așa animale, dar o să mă duc eu de prin un sat de acolo să-mi iau ouă de țară. Aici, mișto, așa frumos, o să scriu, ia fiți atenți ce scriu aici. Aici o să vină sala, băi, deci o să vreau să-mi fac o sală, știi cum e sala, așa, gen, nu știu cum. Doar să fie, cum să vă explic, ia, uite, ăștia sunt fel de niște piloni. Aici este gol, știi, gen, poți să intri prin oricare parte. Și aici doar o să fie un acoperiș, știi, toată o să fie așa deschisă, știi. Și dacă e ceva, când vine furtuna, bam, rabatez, știi, să vină niște pereți așa.
Și cred că lângă sală, poate uite exact pe aici, să zic, uite așa. Bari calisthenics, știi, aici cu nisipi de desubt, o să fac eu niște bari de calisthenics, ca să știi, de-astea, știi, să mă agăț, să fac tracțiuni, să mă dau peste cap, să fac calisthenics, cu nisip pe jos, eu așa, bă. Aici poate un fel de foișor, nu? Ca să stau cu family, cu toți prietenii care o să vină, aici o să fie, cred că, mare, o să fie un spațiu mare, oricum, de joacă toată partea asta. Sau dacă nu aici, așa, nu știu, să fii mai liber. Și cred că, uite, pot să combin foișorul ăsta, o să leg cumva aici, știi, o să leg așa, cred că, pe aici, bam, 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 cu un fel de piscină de asta, piscină. Și aici, cred că, un fel de jacuzzi, așa. Jacuzzi, știi? Că poate timp toată lumea vrea piscină, cred că o să le leg așa. Și aici deja îmi rămâne o mare parte. Și toată partea asta încă îmi rămâne să, nu știu, poate o să o las să existe loc, să facem, nu știu, să joace copiii, cred că asta e, să alergi, să te joci, cred că e destul. Dar asta aș vrea eu, frate, asta aș vrea eu legit, asta cred că e casa visurilor. Bă, mai sunt multe pagini de completat, gen mai avem foarte multe. Asta dacă vrei să facem o parte a doua, că nu avem cum într-un singur episod, poate facem. Și acum hai să comparăm. La jocuri video am scris Minecraft, NFS Most Wanted și Skate 3. Mamă, ce jocuri, bă, ce vremuri. La cântece am scris Vara nu dorm, I sexy and I know it și Party Rock Atem. Și aici am scris Tonero. Eu sunt mereu pe primul loc, da, țăran. La cărjunalul unui puști, colț alb, bine, tu și la filme Fast and Furious, Spider-Man și Avatar. Și aici Biblia și Curat of Man, Hangover și Oppenheimer. Da, gusturi diferite. Animalul tău preferat, văd că oarecum au rămas câinele, agvile și buvniță și bizon și altele și iguane sunt capul meu, da. Frate, unde iurs încă mare ial de așa, aia mamă. Și, hei, îmi dai și mie ciocolată topită? Dar nu-i ciocolată, din păcate, aia mamă. Băi, mai amuzant asta de la 10 ani, vreți să vă mint? Aici e interesant rău de tot la ce ai în minte. Ia să vedem ce aveam eu în minte și cum mi s-o schimba mintea. Aici aveam skate, jocuri video, mare parte, muzica era așa pe acolo, fete, gagici, da, 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 erau mai multe atunci. Mâncare, somn, TV, weekenduri, cam asta era atunci. Voi vedeți ce viață simplă? Comparăm câțiva ani mai încolo, da? Să vă mut în pădure. Facturi, somn, să am păr, să plec, lifestyle. Bă, nu-i bine, ce frumos era să fiu. Băi, toți copiii care sunteți copii și vă uitați la mine, să nu vă doriți, bă, să deveniți mari. Ascultați-mă pe mine, bă, bucurați-vă că nu aveți niciun fel de stres la vârsta aia. Nici acum la vârsta asta n-ar trebui să ai stres. Dar te împinge așa, știi, te ia valul. La 30 de ani o să fiu căsătorit așa, nu știu nici atunci distanța. O să am 2 copii aici, voi am 5. Acum vreau o acvilă pe nume Bandita, atunci aveam un câine pe nume Skip. O să lucrez ca basketbalist și o să câștig 1.000.000 de euro pe lună. Și aici o să lucrez ca videoclipper și o să câștig 5.000 de euro pe lună. Băi, bă, vine să plânge. De ce? De ce e așa viața? O să am o înălțime din 88. Trească familia ta. Ți-am dat direct în cap, băi, Sniculez de la 10 ani. Că de 1.75 n-ai trecut și o să ajungi mai jos. O să am aproximativ aceeași tunsoare atunci când am cusat în păr, deci fals. Și astea de aici văd câți bune și aici de aici văd câți bune. Voi vizita 10 țări tărăine, aici am pus 12, da. Și casă voiam să am eu atunci. Acum ați văzut care e planul casei, da. Aici era, ia uite, sală de trambulină. Aici au un gaming room numai cu jocuri, bazin interior, mamă, pizzerii și un cinema. Wow, și acum vreau loc liber, mica fermă, un foișor. Ia benzi desenate de la XX Chris. XX Chris. Băi, hai să vă dau un insight. Eu voiam să mă chemi Chris. Mi se părea un nume tare rău, Chris. Peste tot, de când am început să mă joc eu jocuri, gen, nu știu, unde puteam să-mi pun un nume, îmi puneam XX Chris XX. Știi că atunci era moda asta să spui XX, știi, înainte. Și acum... În unele jocuri încă am XX scris, băi. Ia ce haz aveam atunci. Salut, am venit la concurs. Ce concurs de belit? Ești așa urât că nu ai voie să particip. Da, chiar urâtule. M-am amuzat de acum. Și aici deja intrăm în partea următoare, pe care trebuie să o facem în următor episod, dacă mai vreți. Și da, cam ăsta a fost episodul. Bă, drăguț, a fost un mix de sentimente. M-am întors în timp, așa, mă gândeam, mamă, eram copil, nu mai sunt, ce tristă-s acum, ce frumos. Vă mulțumesc din toată inima că m-ați urmărit. Din nou, atât timp și mă îndurați și unii mai și mâncați. Poftă bună sau săruna pentru a să vă fie de bine dacă ați terminat de mâncat. Să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț și ca de fiecare dată eu ce să vă mai zic. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Boop boop!